Salut, Irina! Bună! Mă bucur să te revăd la Biblioteca Transilvania. Și eu mă bucur să vă revăd. Astăzi, la Biblioteca Municipală se organizează o activitate inedită, Vocea Utilizatorului. Și aș vrea să spun câteva întrebări, dacă dispui de timp. Sigur, nicio problemă. Spune-ne povestea ta la bibliotecă. Povestea mea. Cred că am să spun despre prima dată cum am venit la Biblioteca Transilvania. Aceasta este cea mai luminoasă și interesantă memorie care s-a păstrat până acum. Țin minte că aveam 11 ani și am avut de citit la școală când bunicul era nepot de Aureliu Busuioc. Și mi-am spus atunci că a cui prima dată să merg la bibliotecă. Având în vedere că biblioteca era la 3 stații departare de casa mea, mama nu prea îmi permitea să mă îndepărtez de cuibul părintesc, însă eu, hotărâtă, am spus că vin cu un bagaj întreg de argumente de ce mama ar trebui să-mi permită să vin. Până la urmă, mama a cedat și mi-a permis să plec la Biblioteca Transilvania singură. Țin minte, drumul parcă era atât de greu, lung pentru mine, mai ales că încă și ploaia s-a început. Însă nu m-am dat bătută și mi-am spus că dacă m-am pornit, măcar până la urmă să ajung. Când am ajuns în față, am văzut încă cu un roșu aprins filiala Transilvania. Am răsuflat ușurată și nici nu conta că eram udă toată, pentru că căldura și lumina bibliotecii mi-a venit la întâmpinare. Pe loc mi-am făcut și cardul și mi-am luat prima carte, încă tremuram toată când... Emoțiile. Da, emoțiile când am luat această carte în mână. Având în vedere că ploaia încă nu se terminase, am decis să citesc pe loc. Țin minte, îmi place și acum această stare care am avut-o, pentru că cuvintele erau pentru mine ca o melodie a inimii, iar... picăturile de ploaie ce se băteau în geam erau o melodie pentru auzul meu. Da. De atunci, Biblioteca Transilvania mi s-a îndepărit foarte bine în memorie și am crescut prin prisma acestei biblioteci și tot datorită bibliotecii am aflat și prieteni, am cunoscut prieteni adevărați și mulți oameni renumiți. Mulțumesc pentru răspuns. Ce n-ai găsit la bibliotecă? Nu cred că aș putea răspunde la această întrebare, pentru că biblioteca este dotată cu toate tehnologiile, internet, cărți multe. Țin minte că anul trecut am avut descris o lucrare de licență despre șomajul în Republica Moldova și doar aici, la bibliotecă, am găsit răspunsurile care îmi trebuiau datorită surselor dumneavoastră. Și ultima întrebare, aș vrea să te întreb, ce vrea să experimentez în bibliotecă? Ce aș vrea? Cred că ar fi foarte bine dacă se vor face întâlniri cu scriitorii contemporani care au scrieri de bulevard, chiar și din altă țară, eu cred că astfel vor atrage și mai mult cititorii noștri. E idee bună. Mulțumesc mult pentru răspunsul tău sincer și sper să vii în continuare la Biblioteca Transilvania.